Președintele Traian Băsescu a primit sfaturi despre cum să se comporte în calitatea sa de bunic, iar sfaturile nu au venit de la oricine, ci de la foștii colegi de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Șeful statului a avut cea de-a 38-a întâlnire cu foștii colegi. I-a invitat la vila de protocol de la Neptun, acolo unde s-a aflat și fiica președintelui, Ioana Băsescu. La ieșire, participanții la petrecere au anunțat că a fost deja stabilită următoarea întâlnire. Iulia Teodorescu se află la Neptun. Iulia, unde va avea loc următoarea reuniune? Bună ziua! Bun găsit! La un restaurant din Constanța, astfel s-a decis la reuniunea de aseară, însă ne spuneau foștii colegi de Academie Navală a lui președintelui Traian Băsescu că anul viitor președintele va fi invitat la această reuniune. Asta după ce știm foarte bine, în ultimii ani, președintele României a organizat aceste întâlniri. Și aseară s-au întâlnit aici la vila de protocol din Neptun foștii colegi ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Ne spuneau că au avut multe subiecte de discuție, însă principalul subiect a fost acela legat de nepoți, pentru că cei mai mulți colegi au venit cu sfaturi pentru președintele României, Traian Băsescu, și totodată ne spuneau că au avut și multe întrebări să vadă cum, iată, se comportă președintele României cu nepoțica sa, și mai mult decât atât ne spuneau că fiica președintelui Ioana Băsescu a fost prezentă la această întâlnire și a participat de asemenea la aceste discuții. De asemenea, ne spuneau că sunt cele mai așteptate aceste întâlniri și asta întrucât sunt foarte multe amintiri la mijloc, pe de o parte, pe de alta sunt și foarte multe subiecte noi care așteaptă să fie discutate. Nu se vorbește despre politică, ne spuneau foștii colegi ai președintelui. Se dansează, este foarte multă voie bună, acest lucru s-a întâmplat și aseară, iată, ne prezentau după ce această petrecere s-a încheiat. Așadar, după ce în ultimii ani aici, la vila de protocol din Neptun, au fost aceste întâlniri cu foștii colegi de Academie Navală Mircea cel Bătrân, anul viitor această reuniune va fi în Constanța, la un restaurant de acolo. S-a purtat ca și în fiecare an, ireproșabil. Aceeași gazdă bună, același coleg care știam din tinerețe. A fost o atmosferă plăcută, s-a dansat, s-a râs, s-a glumit, ne-am amintit din tinerețe. S-a dansat, dar mai puțin, nu s-a dansat. Anul trecut parcă lumea era mai, cum să zic, mai tânără. Anul ăsta, ringul de dans era mai frumos, simpatic și scurt, pentru că avem și treburi. Ce facem despre părinți, copii, nepoți? Eu sunt bunic, el e bunic, meu nepotul e mai mare cu... cât, mamă? Cu o lună. Ca în fiecare an, președintele Traian Băsescu i-a invitat la vila de protocol de la Neptun pe foștii săi colegi de la Institutul de Marină, în prezent Academia Navală Mircea cel Bătrân. Anul acesta au marcat 38 de ani de la absolvirea cursurilor și, de fiecare dată, invitații își amintesc cum era șeful statului în anii de studenție. Ne înțelegeam foarte bine, jucam foarte mult fotbal împreună. Îi plăcea fotbalul? Da, foarte mult. Un coleg foarte bun, să știți. Cum este doamna Băsescu ca și gardă? Excepțional. Frumoase aceste întâlniri, astăzi sunt 38 de ani. Vă dați seama. Ne întâlnim camarazi de atâția ani de zile pe mare. Ce discutați? Ce povești de până azi? Nu știu. Marinărești? Marinărești, obligat. Nu mai marinărești. Președintele Traian Băsescu a absolvit cursurile Institutului de Marină Mircea cel Bătrân în 1976 alături de alți peste 200 de studenți. Printre foștii colegi ai șefului statului se numără viceamiralul Dorin Dănilă, fost șef al statului major al forțelor navale, sau Mircea Rusmănică, fost șef al comandamentului flotei maritime.